Credincioșii din satul Ipatele și din alte părți ale județului Iași au avut prilejul să se închine duminică 13 iunie 2021 la icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului de la Mănăstirea Hadâmbu. Odorul de mare preț a ajuns pentru cel de-al șaselea an consecutiv în satul Ipatele din județul Iași, la Troița închinată Maicii Domnului și Sfinților Împărați Constantin și Elena, situată în marginea străvechii localități datate la anul 1400. Cu emoție și cu bucurie, icoana Maicii Domnului a fost întâmpinată de către soborul slujitorilor care a cântat Apărătoare Doamnă, de către autoritățile locale, de către ctitorii Troiței și de către credincioși. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu, a primit flori în semn de recunoștință din partea gazdelor. Apoi s-a oficiat acatistul icoanei făcătoare de minunea Maicii Domnului de la Mănăstirea Hadâmbu, în semn de mulțumire adusă Preasfintei Născătoare de Dumnezeu pentru că a mijlocit la tronul Preasfintei Trăimi să reverse ploaie peste pământul însetat. De Dumnezeu să rină rugăciune în biserica închinată ție și cu imir văzând lacrime de mir ce-au răurat icoana ta, Maica lui Dumnezeu, i-ai presăltat inima de bucurie și a început a grăi așa. Bucură-te că icoana ta celui necuprins se desfășește. Bucură-te că lumina Harului Divin față pământ răsfințește. Bucură-te că prin icoane toată suflarea se noiește. Bucură-te că prin ele milostivirea lui Dumnezeu se pătește. Bucură-te că prin Sfinție materia lor se primenește. Bucură-te că prin icoane credința oamenilor se întărește. Astfel, stea duhovnicească credincioșilor care plin de credințe îți cântau preacurată Maica așa. Toate bisericile, mănăstirile la o matri, în alta lumii, precum și pe tot omul care caută într-o însere ajutor, sprijin, cu cinstitul tău acoperământ, în cinstea căruia a fost ridicat hram. Apoi, soborul slujitorilor a săvârșit slujba aghesmei mici. Cuvântul de învățătură a fost ținut de către părintele Vasile Țarcă, misionar de caritate în cadrul Spitalului de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Pădureni Grajduri, județul Iași, care a vorbit despre mulțumirea pe care trebuie să o aducem lui Dumnezeu pentru darurile revărsate prin rugăciunile Maicii Domnului. Cu multă bucurie, an de an ne adunăm aici, în comuna Ipatele, în satul Ipatele, să aducem mulțumire Maicii Domnului pentru darul pe care, în urmă cu câțiva ani, l-a dăruit acestei comunități, dar și satelor învecinate. Bunul Dumnezeu să primească rugăciunea noastră și să ne ajute ca de fiecare dată când plecăm genunchi la rugăciune, să ne asculte rugăciunea și să ne dăruiască toate cele ce ne sunt de trebuință. Primărița comunei Ipatele, Elena Luminița Lipșa, a mulțumit tuturor celor prezenți pentru că s-au rugat împreună la acest ceas de sărbătoare. Dar pentru mine este o mare bucurie că avem alături pe părintele sale și icoana Maica Domnului, care tot timpul ne-a protejat și ne-a apărat de orice este rău. Eu țin să vă mulțumesc tuturor, dragii mei, că sunteți alături de noi și să vă bucurați, să ne bucurăm împreună de toate realizările care sunt aici în comună la noi. Și Măicuța Domnului să vă ocrotească pe fiecare dintre dumneavoastră, să vă dea sănătate în special și ori de câte ori să ne rugăm pentru bunăstarea noastră și a tuturor. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță a menționat că după minunea din vara anului 2015, în fiecare an, preoții și credincioșii, de aproape și de departe, vin la Ipatele ca să o cinstească pe Maica Domnului. Dumneavoastră, iubiți credincioși, este o mare sărbătoare. Este o mare sărbătoare și mă bucur că precucenicul părinte, parohul dumneavoastră, mi-a zis că dumneavoastră v-ați dorit foarte mult ca Sfânta Icoană să ajungă și anul acesta. Bineînțeles că
Noi ne străduim să ajungă în fiecare an Maicuța Domnului în comuna dumneavoastră, dar vă readuc aminte că Maica Domnului este pretutindeni și dumneavoastră aveți o mare comoară aici. Mă refer la această troiță prea frumoasă, copia icoane făcătoare din lumea Maicii Domnului, care puteți veni când aveți un necas în afară de biserica satului dumneavoastră, puteți veni duminica, sărbătorile, să rostiți un acafis către Maicuța Domnului și să nu uitați că mentorul, profesorul domniei voastre, până acum și în continuare, va fi domnul inginer Păstănac, care a fost mulți ani primar în această comună frumoasă, în această comună plină de evlave și bun gospodari. Și domnul inginer, ce se doresc eu? Este fiul meu duhovnicesc de ani de zile, domnul inginer, domnul primar, să vă spun cum am auzit cu primar, să îmbătuniți așa frumos cum v-am format din el al Dumnezeu, dar ați început și a început foarte plăcut înaintea lui Dumnezeu, până la atunci bătuniți să aveți această frumoasă viață, fioșenie, smerenie, modestie, evlavie și credință în Dumnezeu. Câteva gânduri a transmis apoi senatorul de Iași în Parlamentul României, Maricel Popa. Vreau să vă mulțumesc pentru ocazia și onoarea de a fi astăzi împreună. De mulți ani, din aici, de că te-am cunoscut, și de fiecare dată, așa cum Părintele Sarț spunea că trebuie să realizăm parcarea, domniile voastre mi-au spus că trebuie să realizăm drumul. Mi-a ajutat Dumnezeu și acest drum de la Scânteia până la Țibănești a fost realizat. Finalizat anul trecut și vreau să mulțumesc dumneavoastră, tuturor și locuitorilor din Ipatele care au fost alături de mine. Vreau să mulțumesc pentru listare și părinților care au fost alături de mine. Și față de altă dată și eu rămân totdeauna datoși voi veni aici, deoarece pe 10 iunie în acest an am primit 60 de ani și vă mulțumesc foarte mult pentru onoarea de a fi alături de mine, doamna primar, Părintele Stares, domnul primar și ceilalți mulți invitați aici, vă mulțumesc foarte mult, Doamne ajută! Primarul emerit al comunei Ipatele, Constantin Pustrnac, unul dintre principalii ctitori ai mănăstirii Hadâmbu, a vorbit despre ajutorul pe care l-a primit de-a lungul timpului de la Dumnezeu prin rugăciunile pe care le-a așezat la icoana făcătoare de minunea Maicii Domnului de la mănăstirea Hadâmbu. Aș vrea să vă mulțumesc pentru faptul că mi-ați dat ocazia la rugăminte să avem ocazia în fiecare an să avem icoana Maicii Domnului aici în comună. Mi se umple sufletul și inima din bucurie că odată pe an, în luna iunie, comara noastră ajunge și la Ipatia. La data când au ajuns prima dată în Ipatele, parcursesem 25 de ani de mers la mănăstire. Și mă gândeam tot timpul că poate o veni și ziua în care Maica Domnului să parcurgă traseul spre comună și prin satele noastre. Nu m-am gândit niciodată că locul pentru această troiță și locul pentru această frumoasă procesiune va fi aici. Prin ascultare și din ascultare am făcut troița aici pentru că aici am primit primul strop de apă într-un an în care eram într-o situație foarte critică. Vă mulțumesc și mă bucur din suflet și știu că de obicei sau cam tot timpul vă țineți de cuvânt și mă bucur că în fiecare an vom avea pe Maica Domnului și pe Preasfinția voastră, și părinți și lumii aici la Ipatie, la, așa cum spunea Preasfinț Înaltul Calnic,
sărbătoarea icoanei. După ce au fost miruiți, oamenii au primit câte un pachet cu alimente. Pe 10 iunie 2015, după o perioadă de 2 luni de secetă, icoana făcătoare de minunea Maicii Domnului de la Mănăstirea Hadâmbu a fost adusă în pelerinaj la Ipatele. Rugăciunile înălțate atunci de către soborul slujitorilor, în prezența Sfintei Icoane, a făcut ca cerul să reverse ploaia cea mult așteptată doar în Ipatele și în localitățile învecinate. În locul unde s-a slujit, primarul emerit Constantin Posternac a ridicat o frumoasă troiță pe care s-a zugrăvit chipul Maicii Domnului de la Hadâmbu și icoana Sfinților Împărați Constantin și Elena. Troița a fost sfințită pe 10 iunie 2016 de către înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, în vremea slujirii ca episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, alături de un sobor de preoți și diaconi.